Am ales să citesc din 1 Corinteni 15, pentru că știu că sunteți obosit, pentru că știu, obosiți, pentru că știu că surorile stau mult, probabil, în picioare, pregătind, gătind foarte multe lucruri. De, dat, de data asta, dar doar de data asta, nu o să vă cer să vă ridicați în picioare. Putea să spuneți un amin, așa să vă bucura, să văd totuși bucuria asta în, în, voi. Dar în același timp vreau să citim 1 Corinteni 15 și o să citim puțin mai mult pagina Sfintele Scripturii, 1125. Și Apostolul Pavel spune aici în felul următor. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care a răzdrămat, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, Că a fost îngropat și a învietat treia zi după Scripturi și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor, după ei toți, ca unei stârpituri mi s-a arătat și mie căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli, nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Vesetul 12 spune, iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii din voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, vă să vedeți cauza, legătura și cauzalitatea. Nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zădarnică și zădarnică este și credința voastră. Ba încă noi suntem descoperiți ca martori mincinoși al lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos când nu l-a înviat și dacă este adevărat că morții nu învie. Căci dacă nu vie morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zădarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre. Prin urmare, și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți, morți, după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel din tâi rod, apoi la venirea lui, cei ce sunt ai lui. În urmă va veni sfârșitul când el va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Căci trebuie ca el să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Vârjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Dumnezeu, în adevăr, a pus totul sub picioarele lui. Dar când zice că totul i-a fost supus, se înțelege afară de cel ce i-a supus totul. Și când toate lucrurile vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune celui ce i-a supus toate lucrurile pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Astfel, ce ar face cei ce se botează pentru cei morți dacă nu vie morții? Nici de cum. De ce se mai botează ei pentru cei morți? Și de ce suntem noi în primejde în orice clipă? În fiecare zi sunt în de moarte Atât este de adevărat lucrul acesta, fraților, cât este de adevărat că am de ce să mă laud în, cu, cu voi în Hristos Domnul nostru. Dacă vorbind în felul oamenilor m-am luptat cu fiarele, de, cu fiarele în Efes, care mi-este folosul? Dacă nu vie morți atunci să nu facem, dar spune el, unii merg pe ideea să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Nu vă înșelați! Tovarășire, rele stric, obiceiurile bune, veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți, căci sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu spre rușinea voastră, spun. Dar ce va zice cineva? Cum să învie? Cum învie morții? Și cu ce trup se vor întoarce? Nebun ce ești, ce semen tu nu învie dacă nu moare mai întâi? Și când semen, semen nu cu trupul care va fi, ci doar un grăunte care se întâmplă să fie de grâu, fie de, fie de, grâu, fie de altă sămânță. Apoi Dumnezeu îi dă un trup după cum voiește și fiecare semințe îi dă un trup al ei. Nu orice trup este la fel, ci altul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul păsărilor și altul al peșterilor, peștilor. Tot așa, sunt și trupuri cerești și trupuri pământești. Dar alta este strălucirea trupurilor cerești și alta a trupurilor pământești. Alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii și alta este strălucirea stelelor. Chiar o stea se deosebește în strălucirea de o altă stea. Așa este și învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și în via în neputrezire. Este semănat în ocară și în vie în slavă. Este semănat în neputință și în vie în putere. Este semănat trup firesc și în vie... Trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc. Amin. Amin. Știu, este o epistolă. Știu că dimineața e mai greu pentru, probabil, foarte mult să asimilăm uh, uh, texte mai adânci, mai, uh, ales să le spunem, mai dificile din Sfânta Scriptură. Dar, dragii mei, sunt aici câteva aspecte pe care vreau să le înțelegem bine dimineața asta. Și Dumnezeu să ne ajute la asta și mie să-mi dea puterea să pot să vă împărtășesc cuvântul lui Dumnezeu. Majoritatea, probabil de aici, aveți statutul de părinți. Și, acum, de regulă, când ne întâlnim părinții între noi, ne plângem și știm cât de dificil e provocarea asta uneori de a fi părinte. O știți prea bine, unii, unii chiar prea bine, se pare. Sunt în etapa în care cu cei doi băieți noștri, mai mari, cu Rafa și cu Filip, de vreo jumate de an, îi ducem la limba engleză. Momentul în care le-am spus că trebuie să facă ore suplimentare de engleză și că în fiecare mier miercuri vor trebui să meargă la engleză după ce vin de la școală, Momentul în care le-am comunicat vestea asta bună pentru ei a fost sfârșitul lumii. Ideea de a face limba engleză pentru ei e ceva apocaliptic. Efectiv apocaliptic. Împreună cu soția mea ne-am tot străduit și ne străduim de jumate de ani încoași să-i convingem, să-i convingem. Omule, E foarte important să înveți limba asta. Asta e limba viitorului. Tu nu poți fără de engleză. Nu ai niciun viitor. Și tot încerc să-i spun și lui Rafa și, și lui Filip cât de importantă este limba engleză. La un moment dat, pentru că nu le place, da, efectiv nu le place materia asta, nu le place limba asta, Rafa mi-a dat un argumentat, eu zis, eu nu vreau să învăț engleză. Și am zis, bă, dar uită-te, tu nu poți, dacă mergi în afara țării, dacă tu nu poți, tati, eu sunt nu plec din țară, să fie clar nu mă duc din țară, nu vreau, deci nu mă mai duc la engleză, uite, nu mă duc, eu am hotărât că nu mă duc din țară. Ha. Mă duc aminte când îmi spunea profesoarea mea de limba engleză prin clasa 5 a 6 -a, învățați limba engleză că vă va ajuta foarte mult. oh, de-aș fi ascultat-o mult mai bine atunci, mi-ar fi fost mult mai bine în viață. Dar vedeți dumneavoastră, e foarte greu să explici unui copil cât de important este un lucru. Și atunci a... Uh, unii noi ca părinți, ce facem? Recurgem la trei metode. Eu îl numesc CSA. N-am nicio treabă cu fotbalul, că m-am oprit în domeniul ăsta. Dar uh, ce înseamnă CSA? Deci nu steau Ce ceva. CSA este inițiala a trei cuvinte magice pe care părinții le folosesc să-i ajute pe copii să ia în serios niște lucruri. Primul este complimentarea. Deci cum reușesc să determin pe cineva, mai ales pe un copil, să facă ceva? Îl complimentez genul ăla de, știți, de, de speech, știu că poți. Dragul meu, eu cred în tine. Eu știu că tu poți. El nu crede, dar tu crezi ca părinte. Și vezi să faci un transfer de credință. Doamne ajută! Și vii cu complimentarea. Dragul meu, eu știu că tu poți. Eu știu că, uite, tu ești mai deștept decât... Mă rog. Dacă nu mergi cu complimentarea și vezi că nu te ascultă și nu ia în serios, de exemplu, limba engleză, vii cu al doilea cuvânt important, care începe cu S, stimulare. Dragul meu, dacă înveți limba engleză, dacă mă iei în serios, dacă pui mâna pe carte și nu burta, dacă o să o iei în serios treaba asta, ascultă-mă, mami îți promite, tata îți promite că îți cumpăr un telefon, iPhone Pro 15, nu știu de care, ultimul răgnet și vii cu stimulare. Încerci să stimulezi, te duc în vacanță, îți cumpăr ce vrei tu, te duc la târg, numai să înveți. Și dacă vezi că nu te ia în serios, nici cu complimentare, nici cu stimulare, vi cu A, CSA, rețineți părinți, CSA, complimentare, stimulare și amenințare. Amenințarea sună ceva în genul, dacă nu pui mâna pe carte, dacă nu treci examenul ăsta, dacă nu e bacalaureatul, dacă nu e capacitatea, dacă nu e... Dacă îți iau telefonul, tableta, televizorul, nu mai ieși din casă o săptămână, te trimit în sat, uh, nu te mai lazi la fotbal și vii cu niște metode, există CSA, există și altceva, dar nu vreau să folosim aici, dar las la latitudinea dumneavoastră fie vrea. De ce vă spun asta? E așa de greu să convingi pe cineva că un lucru e foarte important. Tu știi cât e de important, dar ești frustrat de faptul că respectiva persoană nu vede miza. Ei, Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, are o mare frustrare și spune acolo în, versetul, în capitolul 3, versetul 1, că despre mine, fraților, pentru că aici e vorba despre 1 Corinteni, zice, nu v-am putut vorbi ca un orice. Nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești. Adică am încercat să vă vorbesc, am încercat să vă descriu, am încercat să vă spun lucruri fine, adânci, profunde, dar nu am putut să vă vorbesc ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești și spune acolo, ca unor prunci. Ca unor prunci. Și asta e frustrant. Mi-aș fi dorit foarte mult să vă spun lucruri mult mai profunde spiritual, dar, din păcate, zice Pavel, trebuie să mă adresez, vă, ca unor prunci. Și văd frustrarea asta la Pavel, care e un tată pentru cei din Corint, pentru că el a plantat biserica de acolo, pentru că el a moșit-o, dacă vreți, pentru că omul acesta s-a implicat acolo, trup și suflet, și cu cu, 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 Duhul lui să facă lucrarea de Dumnezeu. Și are frustrarea că oamenii ăștia nu înțeleg anumite lucruri. Dar vedeți, dumneavoastră, sunt în 1 Corinteni pasaje și subiecte despre care Pavel e găduitor. Inclusiv de natură, dacă vreți, de natură relațională, Pavel mai lasă, ok, A, aici, bun, nu vă impun, nu zic asta, nu zic asta. Dar vedeți dumneavoastră, când Pavel vorbește despre, de exemplu, cina Domnului, spune acolo este un absolut. Că ce am primit de la Domnul, aici nu mai negociăm. Mai mult de atât, când vine vorba despre înviere, 1 Corinteni, capitolul 15, Apostolul Pavel, dragii mei, nu mai este îngăduitor, ci este intransigent. Și spune, ascultați-mă, putem să discutăm marginal, periferic despre alte aspecte, am înțeles cu voi, cu încredințările, cum vedeți voi, cum e cu căsătoria, cum e cu aia, dar ascultați-mă aici cu strângerea de ajutorare, cu nu știu ce, dar atenție, când e vorba de învierea lui Isus Hristos, ascultați-mă, voi așa ați primit, așa trebuie să rămâneți și asta trebuie să credeți. Nu există altceva. Adică e ceva fundamental, e ceva, dragii mei, care nu se poate negocia. Apostolul Pavel, dragii mei, în 1 Corinteni 15, le prezintă celor din Corint cât este de important subiectul acesta. Și le, le, prezintă cu argumente. De aceea, în această dimineață, bazat pe această, acest pasaj din 1 Corinteni 15, despre, care vorbește despre învierea lui Hristos, despre implicații în învierea lui Hristos, vreau să vin cu un mesaj pe care l-am intitulat în acest fel. Ca să crezi, trebuie să cunoști. Ca să crezi, trebuie să cunoști. De prea multe ori, dragii mei, uh, uh, Poate chiar penticostale și numai anumiți oameni din medicile creștine au fost asociați cu ignoranța. Ăștia genul ăla de oameni care merg pe primiza, crede și nu cerceta. Nu e adevărat. Dragii mei, o să vedem în acest cuvânt al lui Dumnezeu că Dumnezeu face apel la cunoaștere. Dumnezeu vrea ca eu și cu tine să cunoaștem aspecte importante legate de învierea lui Hristos și de implicațiile învierii lui Hristos asupra noastră. Și primul lucru pe care trebuie să-l cunoști și vreau să subliniez lucrul acesta este aspectul descriptiv al învierii. Poate un termen mai pretențios, dar cred că îl înțelegeți. Aspectul descriptiv. Și ceea ce Apostolul Pavel face aici în versetul 3 și în versetul 4. Ce face Pavel? Descrie evenimentul învierii lui Iisus Hristos. Și spune felul următor: V-am învățat, înainte de toate. Așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi, după scripturi. Și ce spune Apostolul Pavel, atenție, acest lucru nu e o fantasmagorie, asta nu este o invenție a Bisericii. Învierea lui Isus Hristos, legată și corelată, bineînțeles, cu moartea lui a priori, este ceva ce poate fi plasat în timp și spațiu. S-a întâmplat, e ceva ce Biblia descrie. Și Biblia descrie și în Evanghelii, toate cele patru Evanghelii, dragii mei, vorbesc și descriu cu detalii și cu flux de amănunte, dragii mei, și cu flux de amănunte detaliile acestea despre învierea lui Isus Hristos. Adică Isus Hristos, dragii mei, învierea lui poate fi, este descrisă în cuvântul lui Dumnezeu. Și noi trebuie să credem acest lucru dacă tu crezi Scriptura, bineînțeles. Și Apostolul Pavel aici, în Corinteni, dragii mei, descrie evenimentul în învierii. Repet, e un eveniment istoric, e un eveniment și spiritual, dar este un eveniment plasat clar în timp și spațiu. S-a petrecut în Ierusalim, s-a petrecut în, pre, în perioada aceea, există detalii cronologice pe care le cunoaștem și pe care le putem aprofunda. Dar, dragii mei, din descrierea Scripturii, Putem să vedem foarte clar aspectele acestea. Spune acolo Matei 28 cu versetul 1. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze în ziua din tâia săptămânii. Este plasat în timp. E un eveniment descris în Scriptură, în Roman 8,11 spune Apostolul Pavel și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus Hristos dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat, repet de două ori, a înviat, a înviat, adică s-a întâmplat cu adevărat, nu e invenție, nu o teorie, ci este un lucru real. Iisus Hristos în urmă cu 2000 de ani, dragii mei, a înviat. Și Biblia descrie lucrul acesta. Acum îmi vei spune, frate Dorel, bun, scrie în Biblie. dar de ce ar trebui să cred Biblia? De ce ar trebui să cred Biblia? Sunt atâtea cărți. Există Coran. Există vedele în, 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 în lumea hindusă. De ce să cred eu tocmai Biblia? De ce să cred Biblia pe un astfel de subiect? Haideți să ne uităm puțin la un aspect. Biblia, dragii mei, a fost scrisă de aproximativ 40 de autori umani inspirați de Duhul Sfânt, de-a lungul a peste 1500 de ani de istorie. Autori cum nu se poate mai diferiți. Unii au fost pescari, alții cărturari, alții simpli agricultori, alții regi. Mai mult de atât, cu toate acestea există ceva extraordinar. În toată Scriptura, dragii mei, există o unitate tematică extraordinară. Doi teologi, pe nume Chris Harrison și Christol Romhild, au făcut un studiu și au muncit o perioadă îndelungă la ceva extraordinar. Oamenii ăștia au vrut să vadă dacă există corelații în interiorul Scripturii. Dacă există corelație, de exemplu, între Geneza, între, nu știu, Exod, între Daniel, între Maleahi, dacă există între Matei, între Luca, în Apocalipsa, și -a, vrut, a luat toată Scriptura. Ei, vreau să vă spun, dragii mei, ceva extraordinar la care oamenii ăștia au ajuns. Vă rog tare mult să mă ajutați cu imagine. Fiți atenți aici. Geneza până la Apocalipsa. Ce sunt toate astea? Este încă o imagine, poate să vedem mai contrastant toate legăturile acestea. Fiți atenți. Asta e munca câțiva ani de zile doi oameni al lui Dumnezeu teologi pregătiți oameni de știință mai mult de atât subliniez Chris Harrison și Crystal Romhild. atenție 1600 de ani de istorie de la geneza până la apocalipsa scris 40 de autori diferiți trei continente trei limbi diferite și atenție 63.779 de conexiuni interne în Scriptură, din Geneza și până în Apocalipsa, tot ce vedeți dumneavoastră în liniile acestea, și ce sunt? 63.779 de legături. Versetul din Geneza are corespondent în Apocalipsa, are în Matei, din Daniel are în Luca și uitați-vă ce e acolo. 63.779 de conexiuni interne de interconectare și și asta e ceva incredibil. Recent un agnostic atenție, Jordan Peterson, unul dintre cei mai influenți gânditori ai vremurilor noastre, văzând analiza asta, munca celor doi, omul ăsta a ajuns să spună că Biblia este cea mai interconectată carte din istorie, e ceva, e ceva fără, a zis el este aproape miraculos, e ceva inexplicabil. Nu ai cum să-ți explici că unul în urmă cu 1600 de ani și după 1600 de ani se leagă. Că nu era internet, că nu puteau să facă copy-paste, că nu aveai cum să, fizic, ca muncă, nu aveai cum să faci toate astea. De ce să crezi Biblia? 63.779 de dovezi dacă vrei știință. În schimb, ascultă, Coranul a fost compilat de către un om pe nume Zaid bin Tabit, sub numele lui Abu Bakr, socrul lui Mohamed. Apoi, în anul 650, un grup de învățați au alcătuit o variantă unificată, standardizată și au distrus toate celelalte variante de copii pentru a păstra, spus el, unitatea Coranului. compară -le. E unica carte din lume care, în care vei găsi așa ceva scrisă de peste 40 de autori. Mă, 40 de autori? Pe trei continente? Trei limbi diferite? Ce și și asta, divin. E divin. Aspectul descriptiv al învierii. Doi. Ca să crezi, trebuie să cunoști. Ce trebuie să mai cunoști? Haideți să mai cunoaștem încă un lucru împreună dimineața asta pe care îl văd în 1 Corinteni 15, aspectul demonstrativ al învierii. Aspectul descriptiv, doi, aspectul demonstrativ al învierii. Dragii mei, învierea lui Isus Hristos nu este un subiect tabu. Învierea lui Isus Hristos nu a fost un subiect pe care o cenci să-l pună sub preș pentru că era cumva stânjenitor pentru ei pentru că nu-l puteau explica. Ba din potrivă, este unul dintre temele centrale în predicarea lor. Apostolul Pavel, la un moment dat, știe că este, este, a, are riscul să fie numit palavragiul la Atena, să fie de către Felix numit un nebun. De ce? Din pricina faptului că vorbește despre învierea lui Hristos. Dar atenție, să este vârful de lance în predicarea Evangheliei. Faptul că Isus Hristos a murit și a înviat. Avem argumentul scriptural, dragii mei. Scripturile, tot cum ce am spus, mai apoi uitați-vă, avem argumente istorice. Putem să demonstrăm istoric că lucrul ăsta s-a întâmplat și asta din gura unui necreștin. Dacă te rog, pune te rog acel citat din Iosifus Flavius, da? Iosifus Flavius uh, a fost unul dintre cei mai mari uh, istorici ai veacului întâi. Omul acesta a fost contemporan cu apostolii. Este istoric. A fost evreu, capturat în timpul războiului iudeo-roman și dus prizonier la Roma, unde, de fapt, din prizonat a ajuns un consilier al împăratului Titus, Bun. Uitați ce spune în Antichități aici volumul 2, anul aproximativ 60 era noastră. Anul 60, 30 de ani după, 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 învierea lui Hristos și după fondarea bisericii. În vremea aceea a trăit Isus. Asta e istoric, era evreu, atenție, nu, 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 era creștin. Romanizat. A trăit Isus un om înțelept, dacă poate fi numit a Eva om. El a fost autorul unor uluitoare minuni și învățătorul oamenilor care erau bucuroși să afle adevărul, a atras de partea lui o mulțime de iudei, dar și o mulțime de păgâni. Acesta a fost Hristosul, chiar dacă Pilatus, datorită acuzațiilor aduse de și poporului nostru, l-a țintuit pe cruce, n-au încetat să-l iubească cei ce l-au îndrăgit de la început, căci li s-a arătat a treia zi iarăși viu, așa cum au prezis profeții trimiși de Dumnezeu înfăptuind și o mie de alte miracole. De atunci și până azi dă ne poporul creștinilor care își trage numele de la dânsul. Anul 60 într-o carte de istorie, nu de teologie. Nu credeți că ar fi fost stânjenitor pentru un istoric să scrie așa ceva? Dacă nu știa că s-a întâmplat asta? Era atât de vibrantă la 30 de ani după învierea lui Hristos, tema asta, subiectul ăsta, e atât de prezent, dragii mei, în societate, încât nu putea fi negat. Aspectul demonstrativ al învierii, scripturile, dragii mei, ne demonstrează asta, istoric, putem să demonstrăm asta, mai mult de atât, eclesiologic, adică bisericesc, însă și existența bisericii. Iisus Hristos îi spune, ascultă-mă, eu, eu, spune, prin Pavel zice, eu sunt ce? Capul Bisericii, Iisus Hristos este capul e, trupului, nu? Este, dragii mei, și biserica e vie, știți de ce? De ce există biserica lui Dumnezeu astăzi? De ce biserica nu e moartă? De ce biserica, în ciuda persecuțiilor și varilor de prigoană, în ciuda tentativilor diavolului de a închide, de a anihila, de a distruge biserica, n-a reușit, știți de ce? Pentru că Hristos, dragii mei, este viu și biserica este vie. Existența bisericii, faptul că noi suntem aici, faptul că noi, dragii mei, ne închinăm, faptul că noi împreună cu și miliarde de oameni, dragii mei, de-a lungul istoriei, îl lăudăm pe Dumnezeu, îl proclamăm pe Dumnezeu, și suntem în biserică: este o dovadă vie a faptului că Isus Hristos este viu. Glorie lui Dumnezeu. Malcolm Muggeridge fost un ateu convins. Și omul acesta, în momentul în care a început Revoluția în Rusia, știți, și s-a instalat regimul comunist. Omul acesta l-a privit din Anglia foarte idealist, adică oamenii ăștia credeau că în sfârșit s-a instaurat o societate fără de religie, supranumită de către el în opiu popoarelor, religia e opiu popoarelor, în sfârșit o societate adevărată, adevărata revoluție, o societate în care nu mai există preconcepții, în care nu mai există tradiții creștine, ci o societate fără de Dumnezeu. Și Malcolm Murray se duce cu mare entuziasm, un legendar jurnalist britanic și un simpatizant al comunismului se duce la Moscova și se pune să scrie un articol, un studiu despre declinul religiei în, uh, în, regimul comunist, a vrut să spună, uite cum rușii nu mai cred în Dumnezeu și haleluia, uitați-vă în sfârșit, ne-am eliberat de corsetul acesta al religiei. Atenție, a adunat interviuri înainte de plecare. Era chiar în săptămâna patimilor, săptămâna învierii și sâmbătă, lunea trebuia să plece la Londra, sâmbătă, auziți, în plim regim comunist pe vremea lui Lenin, era la Moscova, sâmbătă seara, se plimbă pe o stradă din Moscova și vede o biserică și vede o mulțime de oameni care merg spre biserică și spre șocul lui, spre stupefacția lui, nu-i vine să creadă. Și intră în biserică de curios să vadă, domne, ce se întâmplă acolo? Ăștia chiar mă la biserică, cum ăștia comuniști, ăștia care cu revoluția, cu omul cel nou, care nu are nevoie de Dumnezeu, cum adică ce caută ăștia? Și povestește Malcă Măgriș că în momentul în care preotul de la altar a strigat într-o catedrală din Moscova, Hristos a înviat. Toți au strigat, adevărat a înviat. A zis a doua oară, Hristos a înviat, adevărat a înviat. Și când spunea el, a zis a treia oară, parcă s-a cutremurat locul. Adevărat a înviat. Ce și ce face Malcolm? E șocat, e zguduit, e uluit. El tocmai s o dus să vadă cum arată o societate fără de Dumnezeu și descoperă o societate în care oamenii caută pe Dumnezeu și cred în Dumnezeu. Spune că mă și că mi-am aruncat toate interviurile științifice, mi-am aruncat la un tomberon în Moscova, M am întors în Anglia, pus mâna pe scripturi și am ajuns să scriu omul ăsta după câțiva ani de zile o carte numită, o carte antologică, de apologetică și nu numai, Iisus Redescoperit. Unul dintre cei mai prestigioși jurnaliști din perioada interbelică britanici. Caută, cunoaște și ajunge să creadă. să este argumentul, dragii mei, dacă vreți, este argumentul eclesiologic, biserica există. Există argumentul experiențial, da, Pavel are experiența pe drumul Damasului, dar mai este un argument. Haideți să, oameni buni, să gândim logic, argumentul logic, vreau să-l numesc așa. Putem demonstra pe baza argumentul logic, oameni buni, unul corinteni a fost scris să-l știți la câți ani după învierea lui Hristos. La 20 de ani. La 20 de ani după învierea lui Hristos, Apostolul Pavel scrie unul Corinteni. Numai să vă întreb puțin. Dacă s-ar fi întâmplat un eveniment în urmă cu 20 de ani, public, puternic, v-ați fi adus aminte de el? Și dacă eu v-aș fi spus ceva, țineți minte, am 20 de ani, v-aș fi putut minți? Că nu să știți. În 2004 nu o să o niciodată cu ei și băsesc cu președinte. Nu o să o niciodată când s șase ori în reportat-o pe să votez pentru că ne-au promis că vom trăi bine. Și m-am dus să votez. Avem alegeri electorale anul ăsta. Și acum îmi țin minte, Adriane nici nu știi cât de mic încep să fii. El cu pentru nostalgie și ce vremurilor. Cei mai tineri, cine e Adrian? Mă rog, numărați casele. Președintele nostru actual, cred că sunt inspirat de la... Deci dacă în urmă cu 20 de ani, dragii mei, nu avem o memorie colectivă atât de bună, știm ce s-a întâmplat în anul 2004, nu numai că vă dacă în urmă cu 20 de ani s-ar fi întâmplat un astfel de eveniment să învie Hristos, vă, vă, spun că n-ai cum să uiți asta. Nu fiți atenți, Apostolul Pavel, la 20 de ani după învierea lui Hristos, scrie unul corinteni și în capitolul 15 zice așa, Iisus Hristos cel înviat, la un moment dat se arată lucutare, lucutare, lucutare și spune așa, auziți, în versetul 6, și s-a arătat, atenție, la câți? La câți? Peste câți? 500 de oameni când? Deodată. Încă ceva. Dintre care cei mai mulți, cum sunt? În viață. Dacă vrei să inventezi ceva, dacă vrei să fabulezi pe ceva, îți garantez să nu cumva să spui, bă, îs 500 de martori care vă pot confirma să în viață mergeți și întrebați logic. Un intelectual de talia lui Pavel, un erudit de talia lui Pavel, nu s-ar fi lansat într-o astfel de speculație dacă nu aș fi știut de clar. Ok, nu mă credeți, întrebați-i. Îți păstă 500 care l-au văzut pe Hristos și cei mai mulți sunt cum? Încă în? în, viață. Verificați. Un argument logic, dragii mei, pe care juriști care au analizat aspectele învierii nu l-au putut nega și au spus, n-ai cum să spui ceva. 3. Ca să, ca să crezi, trebuie să cunoști. Un al treilea aspect pe care trebuie să-l cunoști, aspectul doctrinar al învierii. Este aspectul descriptiv. Am spus mai apoi, dragii mei, că este acest aspect demonstrativ al învierii. 3. Aspectul doctrinar. Ăla punctul, ăsta e punctul 3, în care de regulă e riscul să cădeți în oboseală. Dar, Cred că va fi foarte important să înțelegem ceva aici. Dragii mei, ce i doctrina? Doctrina este ceva, este un crez asumat. E un crez asumat, dragii mei, bazat pe ceva clar, scriptural, care credem, care nu se schimbă, care nu se schimbă în funcție de circunstanțe. E ceva, e un dat care rămâne. Ok. Dragii mei, doctrina nu e o chestie negociabilă. Pavel zice, atenție, dacă predică cineva o altă, ce? Cum să fie? Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ce ați făcut rămas. Și prin care sunteți cum? Mântuiți, dacă ce? Dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o. e doctrină. Și se zice Pavel așa. Dacă vine cineva la voi și predică o altă Evanghelie, și cum să fie. Anatema adică să fie afurisit. Este o chestie foarte serioasă. Pavel, care în chestii de, de morală, de 1 Corinteni 15, ăla care e incest, spune, bă, ok, pedepsiți-l, la după hai să-l reprimim, să-l ajutăm. Și ce spune Pavel? Când e vorba de doctrină, nu negociăm. Aspectul doctrinar e foarte important. De ce, dragii mei? Pentru că Isus Hristos a înviat. Și Pavel zice, face o, 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 argumentație în felul următor, e foarte important, zice ce spune Pavel. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii din, versetul 12, din voi, că nu există o înviere a morților? Și ce e lucru șocant aici? În Corint, pe lângă probleme de morală, relaționale, avem și probleme doctrinare. Erau unii în biserică care nu credeau, atenție, că morții vor învia. Culmea, credeau că Isus a înviat, dar nu credeau că morții o să învie. Este o problemă de doctrină aici. De unde vine chestia asta? Pentru că, spune, oamenii separau, existau culmea în biserică, oameni care separau lucruri și au spus, da, noi știm că Isus o învia, noi credem, dar noi credem că noi o să înviem. De ce? Pentru că, dragii mei, în vremea respectivă, erau niște curente filozofice și chiar teologice la modă, care spuneau în felul următor, după moarte, oamenii, sufletul va fi anihilat. Sunt unii care propovăduiesc asta și se numesc creștini astăzi. Hai să nu le dăm numele că e Pașteas. Mai mult de atât. Existau concepte care credeau în absorbirea Sufletului, adică la un moment dat după moarte, Sufletul meu va fi absorbit de Dumnezeu, va fi contopit în Dumnezeu. Și ce spune Pavel? Atenție. După moarte Sufletul meu, eu ca persoană ca identitate, nu o să fiu nici absorbit în divinitate, nu o să fiu nici contopit în divinitate, nici nu o să fiu anihilat. Dimpotrivă, voi continua să exist voi continua să exist Și spune Pavel, cine propovăduiește altceva afară. Există continuitate după moarte și ascultă-mă, tu și cu mine după moarte vom exista și vom avea identitatea aceasta doar într-o altă dimensiune. Care sunt argumentele pentru continuitate prin înviere? La un moment dat, Benjamin Franklin, uh, hai să arătăm un mormon pentru că tot e zona Paștii, paștilor despre înviere, despre mormintele, despre pietre care se dau. Există o fotografie cu cimitii, cu, cu uh, piatră funerară a lui, uh, uh, a lui Benjamin Franklin, unul dintre cei mai uh, influenți părinți ai națiunii americane, uh, președinte, fondator, a fost, a fost politician, filozof, tipograf, ăsta a fost meserul de bază, tipărea cărți. Și și-a scris pe epitaful mormântului lui. Culmea a trăit 84 de ani, dar și-a scris epitatul epitaful pentru piatra de mormânt la 28 de ani. De la 28 de ani nu știu ce trebuie să scrie pe piatra lui de mormânt. Vă citesc. Trupul lui Benjamin Franklin, tipograf, asemenea copertelor unei cărți vechi cu foile rupte, cu scrisul și cu polealea șterse, zace aici hrană pentru viermi, dar lucrarea nu va fi pierdută pentru că va apărea din nou într-o ediție și mai elegantă, revizuită și corectată de autor într-o ediție nouă, revizuită, editată și corectată de autor. Deci, dragii mei, suntem ca o carte veche, îmbătrânim. Asta se vede. Putem să observăm fiecare dintre noi. Dar vine o zi când Dumnezeu va revizui lucrurile. Când Dumnezeu ne va da un trup de slavă, binecuvântat să fie Domnul. Binecuvântat să fie Domnul. Acum, dragii mei, ce fel de trupuri vom avea? Cum o să arate trupurile noastre după înviere. Ceea ce pot să deduc din ceea ce spune Apostolul Pavel, ceea ce putem, dragi mei, să spunem foarte clar este că acest trup duhovnicesc, pentru că Pavel vorbește despre trupuri duhovnice și un trup firesc aici. Și, trupurile duhovnicești, dragii mei, și mi-a plăcut foarte mult într-o carte de David Jeremiah, mai aspectele acestea. Spunea, trupul duhovnicesc va fi, știți cum, indestructibil. 15 cu 42, auzi ce spune Apostolul Pavel? Așa este și învierea morților. Trupul este semănat, adică când spune semănat, e metaforă pentru un gropat, în putrezire și înviază în neputrezire. Înviază în neputrezire. Adică nu se va mai decompune va fi, dragii mei, indestructibil după înviere, în trupul duhovnicesc, în trupul înviat, în trupul de slavă, acest trup, dragii mei, va fi indestructibil. Mai mult de atât, și asta cred că o să vă placă, acest trup duhovnicesc, dragii mei, sau de slavă, înviat, va fi un trup identificabil. Adică ne recunoaștem. Trupul ăsta va fi, dragii mei, indestructibil și va fi, atenție, identificabil. versetul 43, ce este semănat în ocară și înviază în slavă, este semănat în neputință și înviază în putere sau în slavă. Cum putem înțelege clar și mai bine, dragii mei, ideea aceasta. Filipeni capitolul 3, cu versetul 20, Apostolul Pavel spune așa, atenție, dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Isus Hristos. Ce va face Isus? El ce va face, dragii mei, cu trupurile noastre? Ce va face Isus? Ascultați, el va schimba! El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face cum? Ascultați. Îl va face asemenea, spune aici cuvântul lui Dumnezeu, îl va face, auziți, asemenea trupului slavei sale prin puterea lucrării pe care o are de a-și opune toate lucrurile. Ce va face Hristos cu trupele noastre? Le va schimba și cum vor fi? Asemănător cu a Lui. Și de ce spun, dragii mei, că trupul nostru va fi uh, recognoșibil sau dacă veți, uh, dacă va fi identificabil, dacă vreți? În 1 Ioan, dragii mei, uh, capitolul 3 cu versetul 2 spune, Preobiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce va fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, cum vom fi? Ca El! Cum vor fi trupurile noastre transformate asemănătoare cu a Lui? Cum vom fi când se va arăta Hristos? Vom fi ca El. Adică vom avea trupuri ca lui Hristos, dragii mei. Vom avea acest trup în via de slavă. În 1 Corinteni 15 cu 49 spune Pavel și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Și, dragii mei, putem să avem câteva aspecte despre trupul lui Hristos ca să înțelegem cum va fi trupul nostru. În între momentul învierii și înălțării la cer e o perioadă de 40 de zile în care Hristos în anumite circunstanțe și în deseori se arată ucenicilor și nu numai. Și auziți, dacă vă uitați acolo, dragii mei, când Hristos apare după înviere și până la înălțare, între viere și înălțare, știți ce putem să spunem despre trupul lui Hristos? Este că acest trup, dragii mei, este unul real, nu imaginar, nu-i ceva o arătare, e un trup real, palpabil, E un trup real și palpabil. Vom avea, dragii mei, un astfel de trup. Nu aparent, nu o iluge, nu, nu ceva, un, dragii mei, o hologramă, ci nu, va fi ceva real și palpabil. În Luca, capitolul 24, cu 39, Isus le spune ucenicilor, uitați-vă la mine, pipăiți-mă! Adică e tangibil! Vom avea, dragii mei, trupuri reale și palpabile. Mai mult de atât. Spunea cineva asta, cred că e o veste bună pentru gurmanzi. Iisus Hristos, știți că a mâncat în acest trup. În Luca, capitolul 24, cu 42, spune că ucenicii au dat lui Iisus pește prăjit și miere. Și ce a făcut Iisus? Versetul 43. El a luat și ce a făcut? A mâncat. Nu știu dacă o să fie cu mâncarea în cer, asta mai discutăm, dar pentru unii o să fie veste bună. Place să mâncă. Avem un bihorean care are un canal celebru de YouTube cu asta. Nu no, ne place să mâncăm. Hey, asta Nu este o motivație bună să vă doriți să ajungeți în cer. În trupul duhovnicesc, dragii mei, Iisus este recunoscut de către ucenici. Îl recunosc că este același Iisus, nu e altul. Uitați-vă, de exemplu, pe tabor, când Iisus Hristos se schimb, este schimbat la față, apare cine? Moise și Petru îi recunoaște. Vom avea un trup, dragii mei, vizibil. Acest trup, dragii mei, duhovnicesc, mai apoi va fi ceva incredibil. Va fi incredibil. Știți de ce? Pentru că dacă în acest trup, dragii mei, noi suntem supuși limitări, experimentăm oboseala, degradarea, îmbătrânirea, mai ales cei mai, ce mai în vârstă, cred că o să vă doriți mult. Și nu numai noi toți. Când vezi că îmbătrânești, când te lasă puterile, când vezi că abia reumatismul și toate astea și abia te și abia vii la biserică, în voi să-ți dau o veste bună. Nu o să mai fie așa. Nu o să mai fie așa. O să fie o zi în care nu o să mai simți ce înseamnă oboseala. O să fie o zi în care nu o să mai ai dureri de cap. O să fie o zi în care, ascultă-mă, vei fi liber experimenta această bucurie și ascultă-mă, nu, va fi, nu va fi ceva limitat. Slavă lui Dumnezeu! Acest trup, dragii mei, într-un fel, dacă vreți, va fi într-un fel infinit. Este ceva ce nu mai se controlat de fire, ce este ceva controlat de duc, spune trupuri firești și trupuri duhovnicești, e pentru veșnicie. Trupul acesta firesc e pentru pământ, trupul duhovnicesc va fi pentru, pentru cer. În trupul firesc, dragii mei, vreau să știți că nu putem trăi în cer. În trupul firesc nu putem trăi în cer. Unul în 15 cu 50, spune cuvântul lui Dumnezeu, ce vă spun eu, fraților, este că nu poate carnea și sângele, ce să facă? Carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni putrezirea de-aia trebuie să murim, pentru ca să înviem. Pentru ca să trăim, să fim cu Domnul, pentru totdeauna, lăudați să fie Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu! Deci va veni o zi, dragii mei, în care nu o să mai fim bătrâni, nu o să mai avem dureri de cap, nu o să mai avem probleme cardiace, nu o să mai stai cu aspenterul după tine, cu distonă calmă. Nu o să mai ai nevoie de colebil, de digestie, cum o să aveți unii, sper nu prea mulți astăzi. Va fi o zi frumoasă. De aia trebuie să înțelegi aspectul doctrinar al învierii, foarte important. Și ultimul lucru pe care vreau să-l vedem împreună dimineața asta, ca să crezi, trebuie să cunoști, trebuie să cunoști mai apoi aspectul deductiv al învierii. Știu că deductiv e un cuvânt poate pretențios. Dacă vreți, îl folosesc în ce, în, în, în ce scop? Spun deductiv, adică sunt niște lucruri pe care le putem conclude, putem trage niște concluzii logice. Asta înseamnă deducție, o concluzie logică din ceva. Din învierea lui Hristos, noi putem să deducem niște aspecte practice și nu numai. Știți care este un prim aspect pe care vreau să-l deducem? după moarte există continuitate. Vom fi noi înșine, dar într-o altă dimensiune, sub o altă formă, dar vom fi noi. Și ce mă, și, și mă motivează să fac asta? Știi care e prima, o primă deducție care ne vorbește în vierea, ne motivează în vierea să-mi trăiesc viața asta cu frică de Dumnezeu? Mă face să-mi doresc mântuirea, mă face să iau în serios tot ce a spus Isus, pentru că este serioasă, pentru că vine veșnicia. Și pentru că eu nu voi fi anihilat, nu o să fiu contopit în ceva, ce o să exist. Și pentru că o exist, vreau să știu cum voi fi. Și pentru asta mă interesează mântuirea. Și trebuie să intereseze mântuirea. Asta e o deducție a lui Iisus Hristos. Atunci nu mai caz în fatalism dacă, dacă, înțelegi că Hristos a înviat, pentru că zice Pavel, atenție, dacă Hristos nu a înviat nici morții, nu înviază. V o înțelegeți? Adică să nu le poți fi, nu le, nu, Corintenilor, nu le puteți separa. Nu poți să crezi că Hristos a înviat dacă tu nu crezi că morții în vie. Și dacă nu vie morții nici Hristos nu a înviat. Adică sunt legate. Dar atenție! Și ce mă determină pe mine și pe tine să iau foarte în serios pocăința și sfințenia? Și cuvintele lui Isus. Dacă nu cred că morții vor învia, dacă nu cred că Isus a înviat și că eu voi învia, spune Pavel, logic, știți care e deducția? Dacă nu cred, să mâncăm, și să bem, că ce o să facă cei mai mulți în seara asta? Când se deschid cluburile după post. Că nu băut 40 de zile și acum beau cât pentru 40 de zile. Nu? Da? Eu știu deja pe câțiva care o ținut postul în perioada asta, așa Slujba de înviere. Ați dus la biserică că sunt în crâșmă. nu mai reușit să... De la biserică o sări direct în crâjmă. Să deschid cluburile, să deschid, îi compătimesc, am spus, pe cei de pe ambulanță, azi o să aveți și o să aibă de lucru. Mai la noapte sta să vedeți. Știți? Ne vorbim despre cele trei zile, între moarte și înviere, a treia zi, a treia zi. Și care e mare dramă? Că foarte mulți o să aibă trei nopți și trei zile de... Să mâncăm și să bem, că mâine vom muri, fatalist, curat. Tucidide, de unul dintre mari istorici ai antichității grecești și ce spune? La un moment dat în Atena o izbunit o plagă, ciuma. O venit ciuma în Atena și mureau zilnic sute de oameni, cădeau pe capete. Nu puteau face față cioclie să ducă, să ducă, să ducă trupurile moarte. Și în momentul în care s-a instalat ciuma și moartea și oamenii mureau pe capete, spune Tucidide s-a întâmplat ceva extraordinar, de ciudat și de înfricoșător comportamentul oamenilor s-a schimbat peste noapte. Oameni nobili, oameni virtuoși, oameni onești, oameni decenți, familiști, s-au dedat la curvie, la violuri, la furturi, la omoruri, la violență. Păstă noapte. Știți de ce? Pentru că cei mai mulți în perioada respectivă în Atena nu credeau că după moarte mai există ceva. Și dacă nu crezi Ascultă-mă, dacă nu crezi că după moarte există ceva, tot pe pământ e permis. Să mâncăm, să bem, să le facem pe toate. Pentru că oricum nu mai există o dare de socoteală, pentru că nu mai există ceva dincolo. Citesc și au făcut toate poftele pentru că ei credeau că viața e scurtă și că după moarte nu e nimic și drept urmare nu vom plăti pentru vicele noastre. Care este deducția învierii? ai grijă cum trăiești. Pentru că există continuitate, continuitate. Ne vom înfățișa înainte lui Dumnezeu. Vom sta înainte lui Dumnezeu. O altă deducție, știți care este? Că mă face să privesc diferit. O altă concluzie, pentru că Isus a înviat și eu voi învia, știți și mă face pe mine? Mă face să privesc altfel suferința. Spune Apostolul Pavel, auziți? Oameni buni, dacă nu vie Hristos, dacă e așa cum zic unii dintre voi, dacă zice vorbind în felul oamenilor, m-am luptat cu fiarele din Efes, care, care mi-e folosul dacă nu vie morții? Și spune Apostolul Pavel, și de ce suntem noi, vesetul 30, și de ce suntem noi în primești în orice clipă? În fiecare zi sunt în de de moarte? care mi este folosul dacă nu vie morții? Dacă nu e nimic dincolo, dacă nu este nimic după, dacă nu voi continua, dacă nu o să am o existență după, ce rost are toată suferința asta? Ce rost are toate umilințele? Ce rost au toate necazurile? Ce sunt toate bolile astea? Ce rost mai au? De ce trebuie să mă comport diferit? De ce trebuie să mă sfințesc dacă nu vie Hristos? La ce folos? Spune Pavel. Dar știți ce te duc? Pentru faptul, dragii mei, că Isus a înviat și morții vor învia, și am văzut cum vor învia și cum vor fi, atunci am responsabilitatea să trăiesc diferit, să mă raportez diferit la suferință. Am văzut recent un video dat de către un prieten a unui prieten de lui care era pe patul morții, cu o zi înainte să moară, răpus de cancer la 40 ceva de ani. Era pieleșos. abia putea să vorbească, era transfigurat de durere. Dar am văzut o scenă filmată pe patul de spital cu telefonul și zi dorele asta a fost cu o zi înainte să moară. 12-13 înainte de moartea lui a filmat și am văzut imaginea 40 ceva de ani. Și în loc să în loc să vezi un om distrus, în loc să vezi un om dărâmat, în loc să vezi un om care se cade în fatalism, zici ce cânta. Dar eu știu, Domnul meu e fiu. Ascultați-mă cântarea aia cântată e cântată mai bine decât orice artist creștin contemporan. Sună mai bine decât orice orchestră, decât orice acompaniament, decât orice cor din lumea asta, decât orice voce în zestrat. Da, cu mâinile uscate, măcinate de cancer, tată, doi copii, pranula cu morfina în mână, dar cu mâinile ridicate spre cer. Dar eu știu, Domnul meu e viu. Domnul meu e viu. Și când trebuie să te lupți cu fiala din Efes, și când ai dileme, și când ai necazuri, și când ai frământări, dar noi ți un lucru. Eu și cu tine vom exista. Vom fi spune cuvântul ca el și vom fi cu...